cred că e un rezultat echitabil. Pare rău că, pentru că am început bine, am avut 15-20 de minute bune, am reușit să înscriem. După care, în loc să jucăm de aceeași manieră și să jucăm direct și repede, am intrat într-un joc de luptă cu adversarii, în care noi am pierdut multe dueluri, am făcut multe faulturi. Meciul de la Giurgiu a fost unul dintre cele mai spectaculoase din acest început de an, cu ocazii la ambele porți și un Constantin Budescu în mare formă. Facem aceeași greșeală care am făcut-o și la ultimul meci. Avem superioritate, în loc să ne uităm după adversar, ne uităm după minge. Cătălin Căbuza a intervenit foarte bine, a respins mingea undeva în zona de 16, pe zona centrală, unde noi normal avem un mijlocaș central care permanent îi se cere să rămână în zona aia și ne-au surprins. Și păcat că sunt sigur că dacă am fi trecut peste acest moment, eu cred că reușeam să terminăm astăzi învingători. Cele două echipe și-au împărțit punctele, iar Viitorul a plecat cu un punct de la Giurgiu cu marele aport al lui Căbuz, care a avut numai puțin de 13 intervenții salvatoare pentru echipa lui Mircea Rednic. E momentul în care să riscăm, e momentul în care să ne implicăm mult mai mult, mai ales la faza ofensivă, adică să nu ne mulțumim numai să ne facem treaba, vorbesc în zona de mijloc, să nu aparem cu mai mulți jucători în zona de 16 metri, noi asta lucrăm la antrenamente, adică prea mulți jucători vor să vină la posesie, să atingă mingea de nu știu câte ori, avem prea mulți numărul 10. În urma acestui rezultat, Astra se situează pe locul 13 din Liga 1, cu 19 puncte obținute după 20 de meciuri jucate. De cealaltă parte, FC Viitorul se află pe locul 8 din Liga 1 cu 25 de puncte.